Atenție turiști! Circulația rutieră va fi restricționată prin centrul stațiunii Sinaia zilele următoare pentru desfășurarea trofeului Sinaia Forever. Astfel, de joi 21 iulie de la ora 16 și până duminică 24 iulie de la ora 21, pe bulevardul Carol I între străzile Osta și Octavian Goga, circulația automobilelor va fi oprită. De asemenea, vineri și duminică de la ora 7 la ora 16, străzile Eroilor, Mănăstirii, Furnica, Calea Codrului, Drum Nou, Cota 1400, vor fi închise pentru desfășurarea competiției.